avea un coechipier liber căruia să-i paseze. Acum Florea pentru Constantin Budescu, în careu Budescu rămâne în poziție bună, gol! Astra, Constantin Budescu o răpune pe Steaua, gol în minutul 93. Astra câștigă și această partidă în fața roșialbaștrilor. Super contraatac al giurgiuvenilor, care fac 26 de puncte și vin la doar 4 puncte în spatele CFR-ului. Steaua rămâne pe 2 și poate pica pe 3 la finalul acestei etape, dacă Viitorul o învinge mâine pe Concordia Chiajna în deplasare. Ce pasă îi dă aici Florea lui Budescu. Budescu îl întoarce ușor pe Enache și îl învinge pe Niță. Niță a făcut minuni și în prima repriză și în a doua, la acea lovitură de cap a lui Cristi Săpunaru, însă nu mai poate face nimic la execuția lui Constantin Budescu. Al patrulea gol în acest sezon pentru Budescu.